Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile TV Giurgiu. Să aruncăm o privire asupra principalelor subiecte ale zilei. Umilită la bilanț, poliția locală îi dă replica primarului. Tot mai mulți șoferi depistați băuți la volan. Un vot, prețul unui post de manager în Giurgiu. Mii de cazuri de vot multiplu la europarlamentarele din 2014. Giurgiu poate avea un nou campion la atletism. Numărul șoferilor care se urcă bezi la volan continuă să crească în Giurgiu. De la începutul anului și până în prezent, peste 50 de persoane au fost depistate în trafic de polițiști sub influența băuturilor alcoolice. În peste 15 cazuri, oamenii legii fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice cu alcoolemie mai mare de 0,80 grame litru pe alcool pur în sânge. Agenții de la Poliția Rutieră Giurgiu desfășoară zilnic razii în trafic privind depistarea șoferilor care conduc autoturisme sub influența băuturilor alcoolice. Numărul acestor persoane este în continuă creștere, iar situația este cu atât mai gravă cu cât cei depistați au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Nici faptul că odată ce sunt prinși în trafic sub influența alcoolului se pot alege cu dosar penal nu-i mai sperie pe șoferii inconștienți. De la începutul anului și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliția Județean Giurgiu, au fost depistate 52 de persoane care au condus autovehicule sub influența băuturilor alcoolice. Dintre acestea, 34 au fost sancționate contravențional pentru că aveau o alcoolemie de până la 0,80 grame per litru alcool pur în sânge. Contravențiile aplicate au fost în valoare de peste 29.000 de lei. 16 conducători auto sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, iar 2 dintre aceștia pentru refuzul recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De la începutul anului până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, au fost înregistrate 2 accidente rutiere cu victimă produse de conducători auto aflați sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii rutieri au întocmit dosare penale față de aceștia sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea reținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge. Având în vedere că numărul acestora este într-o continuă creștere, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să nu consume băuturi alcoolice atunci când se deplasează cu autovehiculele pe drumurile publice, întrucât beția premeditată este totdeauna o circumstanță agravantă a răspunderii penale. Alcoolul distorsionează vederea, judecata și scade timpul de reacție. Dacă vă urcați la volan după ce ați consumat alcool, există un mare risc să vă accidentați fie pe dumneavoastră, ori alte persoane. Polițiștii locali din Giurgiu au fost angajați pe pile, sunt slab pregătiți și cu mult în urma jandarmilor sau a polițiștilor. Cam așa au fost catalogați angajații poliției locale de către primarul orașului chiar în ziua în care s-a prezentat bilanțul polițiștilor pe anul trecut. Deranjați de aceste afirmații, reprezentanții poliției locale vin cu un drept la replică, deși acesta ar fi trebuit adresat primăriei și nu presei care a lucrat cu materialul clientului. La începutul acestei săptămâni, poliția locală și-a prezentat bilanțul activității pe anul 2014. În loc de laude și de încurajări, polițiștii locali au fost mustrați în public, chiar de către edilul orașului, care a afirmat, printre altele, că polițiștii locali sunt angajați pe pile, sunt slab pregătiți și nu se ridică la nivelul jandarmilor sau polițiștilor. Afirmațiile primarului au determinat pe cei care conduc poliția locală Giurgiu să vină cu un drept la replică și a invitat televiziunile, deși în mod normal, dreptul la replică se adresează celui care a venit cu acuzațiile în speță primarului. Toți polițiștii locali au fost surprinși de această abordare a primarului municipiului Giurgiu, în condițiile în care personalul a răspuns prompt la toate activitățile la care au fost solicitați. Nu există nicio reclamație de fapte de corupție săvârșite de agenții de poliție locală. Este frustrant ca la bilanțul anual să ni se aducă asemenea acuze, fiind singura dată când poliția locală a fost apreciată în mod negativ la un eveniment public și într-un cadru festiv. Referitor la afirmațiile făcute de primarul municipiului Giurgiu și recunoscute de directorul executiv, cu privire la modul de abordare a unora dintre angajații noștri, care au considerat că unele probleme de serviciu pot fi rezolvate cu sprijinul unor cunoștințe din cadrul primăriei, poliția locală consideră că acest mod de soluționare a problemelor personale nu le face cinste și este de condamnat.
Din păcate, acest drept la replică nu rezolvă cu nimic situația. Important de aflat ar fi ce măsuri vor fi luate în urma afirmațiilor defăimătoare de la bilanțul poliției locale, dar cum și când se vor proba acuzațiile aduse polițiștilor. Până atunci, rămâne doar un simplu drept la replică. Cererile de sprijin financiar acordat fermierilor giurgiuveni pentru consumul de motorină din ultimul trimestru al anului trecut se pot depune la APIA Giurgiu. Perioada în care se poate efectua această operațiune se termină pe 27 februarie. Dosarul întocmit trebuie să conțină un aviz în plus luat de la primăria din raza de domiciliu. La centrele locale ale Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură, Giurgiu, se primesc dosarele fermierilor din județ pentru sprijinul financiar aferent consumului de motorină pentru trimestrul al patrulea al anului trecut. Perioada de depunere a cererilor este 15 ianuarie 2015, 27 februarie 2015. Este de precizat că începând de ieri am primit inclusiv formularele de cerere. Ceea ce înseamnă că îi așteptăm pe fermieri să-și depună dosarele. Acest sprijin financiar în valoare de 1,79 lei pe litru se atribuie numai persoanelor juridice, adică fermierilor înregistrați la Registrul Comerțului. Dosarul depus la APIA nu este unul stufos, însă față de conținutul celui depus pentru trimestrul al treilea 2014, acum trebuie să conțină documentul care precizează structura culturilor, act vizat de primăria din raza de domiciliu. Un astfel de dosar trebuie să conțină în primul rând cererea, în al doilea rând facturile de motorină și mai nou față de perioadele trecute trebuie să vină cu structura culturilor avizate de primărie. Până în prezent această structură era doar o anexă pe care o completa fermierul. De data asta va trebui să vină cu structura avizată de primărie. Dosarele verificate de lucrătorii APIA vor permite fermierilor giurgiuveni să intre de fapt în posesia banilor ce reprezintă valoarea accizelor la motorina consumată. Fără să susțină concurs, consilierul județean Constantin Buduru se află deja la conducerea Muzeului Județean Teohari Antonescu. Are mandat pe 3 luni de la Vasile Mustățea. Socialdemocrații giurgiuveni reacționează și consideră total nepotrivită numirea lui Buduru în fruntea unei instituții de cultură. Este ca și cum pe mine m-ar numi șef la secția de chirurgie din spital, a replicat socialdemocratul Ilie Clement în conferința de presă. Consiliul Județean Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Județean Giurgiu. De pe site-ul Consiliului Județean aflăm că eventualii candidați trebuie să depună un proiect de management pe 9 februarie. Pe 10 se face selecția dosarelor, între 11 și 17 februarie se face analiza dosarelor, iar pe 18 februarie are loc susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu. Până atunci însă, muzeul nu putea rămâne necondus, așa că președintele Consiliului Județean, Vasile Mustățea, l-a mandatat pe 3 luni pe consilierul județean Constantin Buduru să preia frâiele muzeului. Numirea lui Buduru pe un post de conducere într-o instituție de cultură, așa cum este muzeul, i-a deranjat pe socialdemocrații care cred că pentru un vot în Consiliul Județean s-a ajuns la tranzacționarea culturii. Nu am o problemă personală, să nu se înțelege cu domnul Buduru, întrucât suntem colegi, suntem consilieri județeni. Dar domnul Mustățea, un om care este expert în toate domeniile juridic, economic, turistic și tot timpul a pus mare accent pe mapa profesională a oamenilor pe care îi promovează. Ori eu cred că erau destul de mulți oameni care puteau fi luați din cadrul Consiliului din cadrul, nu neapărat Consiliului, din cadrul muzeului și promovați într-o asemenea funcție și nu neapărat trebuia să arătăm că suntem atât de disperați după majoritatea în Consiliul Județean încât suntem în stare să tranzacționăm până și cultura. Nici consilierul local Ilie Clement nu este de acord cu decizia lui Mustățea de a-l numi deocamdată director interimar pe Constantin Buduru la Muzeul Județean. E ca și cum pe mine m-ar numi șef la secția de chirurgie din spital, a replicat Clement. Probabil să vrea și muzeul să fie dus sub nivelul de existență, pentru că trebuia să pună pe domnul Buduru pentru a câștiga un vot în plus. Și ar fi să auziți că mâine Clement este medic șef la secția de chirurgie. Surse demne de încredere ne-au precizat că deja Constantin Buduru s-a apucat de treabă pe la muzeu, dar nu pentru a scrie proiecte, ci pentru a zugrăvi pereții interiori a instituției. Aceleași surse ne-au precizat că este posibil ca postul de director al Muzeului Giurgiu să nu mai fie scos la concurs și că se merge pe varianta prelungirii mandatului lui Buduru atât cât se va putea.
Învățământul post-liceal reprezintă de multe ori o oportunitate pentru perfecționare profesională sau pentru obținerea unei alte calificări decât aceea rezultată în urma absolvirii liceului. În județul Giurgiu, pentru anul școlar următor, vor funcționa 4 școli post-liceale, din care una în sistem privat. Școlile post-liceale care vor deschide cursuri în anul școlar viitor vor funcționa la grupul școlar viceamiral Ioan Bălănescu și la grupul școlar Miron Nicolescu. Fiecare dintre aceste școli are cuprinse în structura proprie câte 3 clase a câte 28 de locuri cu diverse specializări. În cadrul Colegiului Tehnic viceamiral Ioan Bălănescu, pentru anul școlar următor sunt propuse 2 clase, una pe profil mecanic și una pe profil construcții, instalații și lucrări publice. O altă unitate școlară care are învățământ post-liceal este Liceul Tehnologic Miron Nicolescu. Pentru anul școlar următor, această unitate școlară și-a propus 3 clase. O clasă pentru informatică, o clasă specializare industrie alimentară și o clasă specializare protecția mediului. Înscrierile la școlile post-liceale se fac la sediile liceelor unde acestea vor funcționa. Se pot înscrie inclusiv elevii care au absolvit liceul, dar nu au promovat bacalaureatul. Înscrierile se fac la unitățile școlare respective. Nu există un calendar aprobat prin ordin de ministru. Fiecare școală stabilește acest calendar. În principiu se primesc dosare până spre sfârșitul lunii august. La acest învățământ post-liceal se pot înscrie și elevii care au absolvit 12 clase, dar nu au promovat examenul de bacalaureat. Este important să aibă foaia matriculă și după aceea aviz medical și alte documente de mai puțină importanță pe care le solicită școala, adică care pot fi întocmite foarte ușor, nu necesită probleme. Tot la Giurgiu vor funcționa și 2 școli post-liceale cu specific sanitar. Una dintre acestea este organizată în sistem privat și va avea 112 locuri, iar cea de-a doua este școală de stat, funcționează la Liceul Nicolae Cartojan și are disponibile 2 clase cu un total de 56 de locuri. Pâinea este alimentul de bază din meniul zilnic al românilor. Așa se face că suntem primii din Europa la consumul de produse de panificație, cu o medie de aproape 100 de kilograme pe an. Giurgiuvenii sunt și ei mari consumatori de pâine, produs care nu lipsește de la nicio masă. Conform statisticilor, jumătate din banii pe care îi câștigă un român sunt cheltuiți pe mâncare, iar pâinea nu lipsește de la nicio masă. Spre deosebire de media europeană, românii consumă cu 30% mai multă pâine, ajungând de persoană la un consum cam la 10 kg de produse de panificație pe lună. Giurgiuvenii cunosc această statistică și includ pâinea aproape la fiecare masă, chiar dacă uneori o mai înlocuiesc și cu tradiționala mămăligă. Cei mai mulți dintre ei preferă clasica pâine albă. Câtă pâine consumați pe zi? O pâine jumate, că sunt singură. Adică cu băiatul 2 căști. Și cât de sănătoasă credeți că e? Eu știu, nu știu cât de sănătoasă. Știți că românii sunt primii la consumul de pâine? Am auzit că consumă pâine mai mult pe români. Nu puteți mânca nimic fără pâine? Nu. Una, două, depinde câte familii suntem. Deci suntem 2 familii, cam 2 pâini la masă. Nu puteți mânca nimic fără pâine? Mai mâncăm și fără pâine. Bine, eu mănânc numai neagră. Știți că românii sunt primii la consumul de pâine? Știu. Am un copil care e mare așa și mănâncă pâine, da. Și cum vi se pare? Credeți că e sănătoasă? A, nu. Mai mănânc și mamă. Ligă. 3 pâini. 3 pâini? Da. Știți că românii sunt primii la consumul de pâine în Europa? Știu. Și cum vi se pare? Bine. Nu puteți mânca nimic fără pâine? Nu. No. Credeți că e sănătoasă? Cât de sănătoasă? E destul de sănătoasă. Facem bine. De regulă 2. Cam așa. Știți că românii sunt primii la consumul de pâine din Europa? Nu știu. Cât de sănătoasă vi se pare? Puteți mânca fără pâine? Nu. Nici nu încerc. Pâinea nu trebuie exclusă din meniul zilnic. Recomandarea vine din partea nutriționiștilor, care spun că problema în privința pâinii nu este faptul că ar dăuna sănătății, ci că este consumată în cantități mult prea mari, iar acest lucru duce la îngrășare. Dacă la consumul de pâine suntem primii în ceea ce privește consumul de carne, românii sunt codași în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene. Cea de-a 7-a ediție a programului guvernamental Prima Casă a demarat la sfârșitul lunii trecute. Startul programului a fost dat de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, după ce a anunțat băncile că pot folosi atât plafonul de anul trecut, cât și pe cel din anul acesta.
Plafonul de garanții de stat pentru prima casă pe anul 2015 este de aproximativ 2,5 miliarde pentru acest an, la care se adună diferența neutilizată rămasă din 2014. Având în vedere această situație, în jur de 30.000 de români vor avea posibilitatea cu 20% mai mult decât anul trecut. Pentru prima casă 2015, guvernul a aprobat acordarea de garanții guvernamentale pentru achiziționarea unei locuințe în valoare de 2,5 miliarde de lei. Doritorii accesării programului prima casă trebuie să îndeplinească însă și anumite condiții. Cei care doresc să acceseze programul prima casă trebuie să fie cetățeni români, să nu dețină o locuință luată prin programul prima casă și să aibă o vechime de minimum 6 luni la actualul loc de muncă. Programul prima casă 2015 a demarat oficial după ce Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anunțat că băncile pot folosi atât plafonul pentru acest an, cât și cel rămas de anul trecut. Comisionul anual de gestionare pentru emiterea unei garanții la același nivel cu cel anterior este de 0,49% pe an, aplicat la soldul finanțării. Gradul maxim de îndatorare este de 65%. Valoarea maximă a creditului e de 57.000 de euro în echivalent în lei, iar avansul minim care trebuie depus este de 5% din prețul de achiziție a locuinței. În cadrul programului sunt partenere 17 bănci care activează pe piața din România. Din 2009 până în toamna anului 2014 au fost acordate 126.000 de astfel de credite. Peste 4.000 de cazuri de vot multiplu, asta a descoperit Autoritatea Electorală Permanentă în urma verificării listelor electorale de la alegerile europarlamentare de anul trecut. Pe liste au fost identificate peste 2.000 de semnături identice. Din verificările realizate pe listele permanente și tabelele electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a depistat 4.641 cazuri de înregistrări multiple, mai exact peste 4.000 de coduri numerice personale regăsite atât pe listele permanente cât și în cele suplimentare. Dintre acestea, 2.230 au fost identificate în aceeași secție de votare, pe aceeași listă sau pe liste diferite. Pe lângă cazurile de vot multiplu, Autoritatea Electorală Permanentă a găsit un CNP invalid, cu mai puțin de 13 caractere. În cazul a 26 de voturi, nu există o semnătură pe liste și s-au mai găsit și 2600 de semnături identice. Autoritatea a mai identificat aproape 600 de înregistrări având semnătura incertă, dintre care circa 500 de înregistrări în listele permanente și 73 în listele suplimentare. Dintre acestea, 135 semnături prezintă ștersături sau adăugiri peste partea inițială. 350 de semnături reprezintă posibile însemnări ale membrilor secției de votare, iar 86 depășesc parțial sau total spațiul alocat acestora în cadrul listelor. În conformitate cu prevederile legale, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis rezultatele verificării parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de urmărire penală și criminalistică. O hotărâre de guvern adoptată recent permite copiilor să presteze activități remunerate în anumite domenii, în baza unor convenții care se vor încheia între organizatori și părinți sau direct cu copilul, dacă are peste 14 ani. În general, activitățile pentru care se pot încheia astfel de convenții sunt cele cu caracter cultural, artistic sau de divertisment. Remunerarea copiilor care participă la diverse activități cultural-artistice este reglementată acum printr-o hotărâre de guvern. O astfel de măsură dă de gândit profesioniștilor din cultură, care consideră că actul normativ ar fi trebuit să fie completat și cu alte prevederi. Implicarea tinerilor în actul cultural-artistic era una pur și simplu nemotivată de partea materială. Este un anumit nivel pe care trebuie să-l atingi, un anumit standard la care trebuie să ajungi ca să... practic să ai această pretenție de a fi motivat material, nu? Cel mai bine, în opinia mea, ar fi fost ca până la această parte să fie motivați în primul rând cei implicați, clar, ca profesioniști, pentru că aici este deja lacuna foarte mare, nu sunt motivați profesioniștii, dar minte, adică, dacă vreți și mă înțelegeți, am sărit, în opinia mea, peste o etapă. Aceea de a motiva în primul rând profesioniștii și după aceea tineretul sau cei care sunt pe, eu știu, la ABC-ul afirmării într-un domeniu artistic. Există riscul ca părinții sau copiii să emită de multe ori pretenții nejustificate, mai este de părere directorul Virgil Pețanca. El spune că în primul rând ar trebui susținută participarea la cât mai multe evenimente culturale de ținută. Banii care ar fi trebuit într-adevăr îndreptați către copii ar fi putut fi... spun eu, altfel folosiți și mă gândesc aici la
motivarea copiilor prin prezența lor în festivaluri și concursuri. Noi nu ne putem permite să mergem mai departe cu ei acolo, într-adevăr, unde își măsoară forțele și, într-adevăr, putem să stabilim criterii de performanță ale unor tineri. Prin ce? Prin ceea ce prestează ei la un anumit moment și lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât în olimpiade, concursuri și festivaluri. În general, activitățile culturale în care copiii pot fi plătiți legal sunt spectacolele, festivalurile, concursurile din acest domeniu sau altele asemănătoare. Actul normativ nu prevede obligativitatea remunerării copiilor, ci doar permite acest lucru în condiții stricte stabilite pentru protecția minorilor. De mică era pasionată de muzică și s-a pregătit să ajungă interpretă pop. Până să devină aproape celebră, soarta i-a rezervat trecerea printr-un alt gen de muzică și altfel de spectacol decât visa. Așa s-a consemnat oficial debutul. Julie Zanetti, franțuzoaică născută pe 5 februarie 1981, și-a realizat Selul, iar discografia artistei dovedește acest lucru. Fiica unui pianist virtuos, Julie Zanetti, s-a născut la Paris pe 5 februarie 1981. Pasiunea pentru muzica franțuzoaicei a fost remarcată de când era mică și memora melodiile tatălui său. Avea mai târziu să ia lecții de muzică, ca la 8 ani să participe deja la diferite concursuri, iar la 13 să înregistreze un duet, Fiecare clipă cu tine, împreună cu Lenny Kravitz. Pentru viitoarea soprană, care va aborda muzica pop însă, debutul a fost influențat de Luc Plamondon, compozitor al mai multor musicaluri de succes, care, vrăjit de vocea și talentul tinerei Julie, o distribuie în rolul Fleur de Lis în spectacolul muzical Notre-Dame de Paris. Muzica pop, care a atras-o însă pe Julie Zanetti, i-a conferit posibilitatea de a înregistra 5 albume de studio, unul live în 2013 și alte aproape 10 single-uri între 2001 și 2015. Prietenii, creația apărută pe unul dintre aceste single-uri, pare cea mai nouă melodie a franțuzoaicei, piesa fiind apărută în 2015. On s'était tout promis et on a tenu le coup. Mais il y a eu la vie et puis son très long cours. Les années sont passées, des amis sont partis, les autres sont restés, de nouveaux sont venus. On a été heureux et quelquefois déçus. On n'imaginait pas si souvent pardonner. Astra Giurgiu va disputa mâine un alt meci de pregătire în cantonamentul din Spania. După remiza cu Dniepr, Astralii vor întâlni o altă echipă ucraineană, iar Oleg Protasov va testa noi jucători. Antrenorul Astrei și-a sărbătorit ieri ziua de naștere pe terenul de fotbal. Oleg Protasov a împlinit ieri 51 de ani și a sărbătorit alături de elevii săi. Mai întâi, ucraineanul a intrat în teren și a încins o miuță cu jucătorii. Apoi, la finalul antrenamentului, Astralii i-au cântat antrenorului la mulți ani. Înainte de revenirea în țară, programată duminică, Astra Giurgiu mai are de disputat un meci în cantonamentul din Spania. După partida terminată la egalitate cu Dniepru-Dniepropetrovsk, scor 1-1, giurgiuvenii își vor testa forțele împotriva unei alte echipe din campionatul Ucrainei, de data aceasta ocupanta primului loc. Dinamo Kiev este adversara cu care Astra Giurgiu va disputa un amical mâine de la ora 17. Cu ocazia acestei partide, antrenorul giurgiuvenilor, Oleg Protasov, îl va putea testa pe Jean-Landry Basilekin, un atacant camerunez în vârstă de 23 de ani care a fost crescut de FC Nancy. Acesta a debutat în prima ligă franceză în urmă cu un an și este cotat la 134.000 de lire sterline pe site-ul Transfermarkt. Giurgiuvenii își vor relua antrenamentele pe stadionul Marina Anastasovici începând de marți. Aceștia își vor pregăti meciurile cu Steaua din semifinala Cupei Ligii de pe 18 februarie, dar și prima partidă din returul de campionat programată pe 21 februarie la Giurgiu cu Concordia Chiajna.
Trei dintre cele mai talentate jucătoare de tenis de masă ale CSM Giurgiu au format o echipă care au reușit să se mențină în divizia A. Giurgiuvencele au concurat la campionatul de senioare și, deși ele sunt junioare, au izbutit să obțină poziția a patra. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Buzău ultima rundă a campionatului național de tenis de masă pe echipe, rezervat juniorilor. Giurgiu a avut o echipă de fete compusă din Teodora Ciulică, Denisa Chireceanu și Andreea Pantelimon. Deși cele trei fete au concurat la senioare, acestea aparțin unor categorii de vârstă mai mici, junioare 1 și 2. Tocmai ne-am întors de la campionatul național de seniori de echipe. Am rămas momentan în divizia, suntem în primele 4 locuri, ne luptăm pentru Superliga. A fost foarte bine, meciurile au fost destul de grele, dar ne bucurăm pentru rezultatul obținut. În urma competiției, fetele s-au clasat pe locul 4 din 6, cu 2 victorii și 3 înfrângeri, acumulând 7 puncte. Meciurile au fost destul de complicate, deoarece se află acolo și jucătoare cu mai multă experiență decât noi și mai în vârstă, dar am putut să facem față. Teodora Ciulică avea deja încălzirea făcută. În luna ianuarie a participat la campionatul național top 12, în urma căruia a reușit să se mențină în fruntea clasamentelor naționale. Înainte de acest concurs ai fost la altă competiție, unde ți-ai păstrat locul în top 12? Da, am fost la top 12 la junioare 1, unde am jucat cu jucătoare și născute în 1997 și am reușit să-mi păstrez locul pe care l-aveam în clasament și sunt mulțumită. Fetele au fost inițiate în tainele tenisului de masă de profesoara lor, Mirela Ciobanu, alături de care speră să realizeze noi performanțe. Cum este antrenorul vostru? Păi, este strict, dar în același timp avem o legătură și de prietenie. Este exact așa cum trebuie. Este, nu știu, cred că cea mai bună antrenoare și pe care îl poate avea cineva, pentru că este o legătură foarte strânsă de prietenie între noi și o iubim foarte mult și știu că doamna ne iubește și ne ceartă atunci când trebuie și ne educă și ea ne-a format de mici și pentru asta îi sunt recunoscătoare, cred că, toată viața. La etapa 1 a campionatului național de atletism, sportivul Denis Ciorâță, legitimat la CSS Giurgiu, a reușit un loc 3. Este brăilean de origine și anul trecut a obținut locul 2 la proba de 100 de metri garduri. Acum Ciorâță are șanse mari de a câștiga locul 1 la proba de 60 de metri garduri în finala campionatului național. Brăilean de origine, Denis Ciorâță s-a antrenat timp de 4 ani la clubul LPS Brăila, iar de anul trecut s-a legitimat la CSS Giurgiu, pentru care concurează la competițiile naționale. La etapa 1 a campionatului național de atletism în sală, pentru junior 2, desfășurat săptămâna trecută, Denis a obținut locul 3 la proba de 60 de metri garduri. Acesta s-a calificat în finala campionatului, care se va desfășura la sfârșitul lunii februarie. Cum a fost concursul? Destul de obositor, cu toate că puteam mai mult și am luat doar locul 3. Totuși, rezultatul obținut de tânărul atlet nu l-a mulțumit, deoarece anul trecut acesta a fost vicecampion național la proba de 110 metri garduri desfășurată în aer liber. Am depus destul de multă muncă și nu-mi place rezultatul obținut. Sportivul brăilean, adoptat de Giurgiu, se antrenează de un an sub îndrumarea antrenorului Cezar Bonea, fost atlet specializat la proba de garduri. Aflat în ultimul an în care mai poate concura la categoria junior 2, Denis este cotat cu șanse mari ca anul acesta să obțină titlul de campion național la proba de 60 de metri garduri în sală. Ce așteptări ai la acest campionat național peste 3 săptămâni de junior 2? Păi, vicecampion, dar trebuie să fiu campion până la urmă. E anul meu și sunt favorit. Finala campionatului național de atletism pentru junior 2 se va desfășura în perioada 21-22 februarie. Iarna își reintră în drepturi, iar de mâine temperaturile încep să scadă. Urmează acum rubrica Meteo. Vine
ieri temperaturile încep să scadă comparativ cu zilele precedente, dar rămân încă mai ridicate decât în normele perioadei în vest și sudul țării, cu maxime la amiază de la minus 2 grade în nordul Moldovei și în depresiuni până la 10-11 grade în dealurile de vest. Dar nu va fi o zi senină, înorările vor persista și precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse, iar în nord și la munte va ninge. Vineri la Giurgiu va fi ceva mai cald decât ar trebui la această dată, maxima zilei încă atinge aproximativ 5 grade, dar cerul va fi mai mult noros, pentru că noaptea să predomine ninsorile, iar vântul să se intensifice și el. În aceste condiții, vineri termometrele vor indica 4 grade la Mihăileș, Bolintin, Vale, Ghimpaț, Comana, Giurgiu și 5 grade Celsius la Izvoarele și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 37 de km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 768 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 84%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 474 cm. Doamnelor și domnilor, aici punem capăt știrilor. Rămâneți în continuare pe TV Giurgiu de la ora 19:45. Gelu Brebenel vă invită la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Invitat este pilotul și instructorul de zbor Marian Cojocaru, într-o dezbatere legată de perspectivele ca zborul cu parapanta sau zborul motor să devină un sport cât mai accesibil pentru giurgiuveni. Iar de la ora 21 e timpul să vorbim, moderată de Florina Drăgulin. Eu sunt Alex Ordănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune.